5,6 milioane de euro la doar atât ajunge ajutorul acordat Ucrainei de către guvernul României. Nu este vorba de bani însă, ci mai mult de ajutor umanitar. De fapt, țara noastră acordă atât de puțin ajutor material Ucrainei încât este codașă în rândul statelor este europene. La polul opus, Statele Unite au o contribuție mai mare decât întreaga Uniune Europeană și războiul din Ucraina are loc pe teritoriul european. Cu ajutor militar, țara noastră a contribuit prin livrarea de căști, veste antiglonți, muniție sau mâncare, totul în valoare de doar 606.000 de euro. De fapt, cele mai recente date indică faptul că țara noastră are o contribuție atât de mică, încât se află pe locul 23 din 30 în topul contribuabililor la efortul de război al Ucrainei, până și în urma Ungariei. În privința ajutorului umanitar, datele existente prevăd un așa numit ajutor de subzistență, în valoare de doar 5 milioane de euro. Acesta nu include și cele pe 30 de tone de asistență umanitară pe care societatea civilă din România le-a livrat Ucrainei. În topul contribuabililor la efortul de război al Ucrainei domină categoric Statele Unite care până acum au trimis ajutoare în valoare de 7,6 miliarde de euro. Pe locul 2 se află Polonia cu aproape 1 miliard de euro și Regatul Unit cu 700 de milioane de euro contribuția Uniunii Europene ajunge la 6,3 miliarde de euro. Din acest total, 2,9 miliarde provin de la statele membre, 1,4 miliarde de la Comisia Europeană și alte 2 miliarde de la Banca Europeană de Investiții. Ucraina primește o puternică susținere financiară și din partea Băncii Mondiale, care până acum a anunțat un ajutor de 923 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă și 1,4 miliarde de dolari de la Banca Mondială și alte 2 miliarde de dolari de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare